Agilor, suntem din nou la Dialog Hristic și în seara aceasta vorbim despre trei pericole ale generației noastre și îl am alături pe pastorul Adistupar. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Mulțumesc eu pentru invitație. Care ar fi cele trei pericole ale generației noastre? Generația noastră se confruntă cu diferite situații pe care le putem numi pericole pentru că multe dintre ele sunt chiar periculoase. Și este destul de uh, dificil să alegi doar trei. Dar, uh, uh, pentru că trebuie să alegem trei dintre aceste uh, pericole, aș uh, alege să vorbim despre teamă, pentru că este unul dintre lucrurile uh, periculoase și unul dintre lucrurile cu care se confruntă generația noastră. Având în vedere situația în care suntem acum. Anul 2020 este un an marcat de uh, situația aceasta și pericolul îmbolnăvirii, iar oamenii se tem de boală. De fapt, uh, oamenii s-au temut tot timpul de boală. Dar astăzi, parcă mai mult ca în urmă cu 10-20 de ani, și uh, frica aceasta de îmbolnăvire, uh, în definitiv, frica de moarte. Este uh, răspândită. Și frica este un pericol. Pentru că atunci când frica pune stăpânire pe tine, ca individ, ajungi să uh, nu te mai poți bucura de nimic, uh, te paralizează, îți paralizează uh, acțiunile, frica te paralizează astfel încât nu mai poți acționa, uh, nu mai poți uh, să-ți să, să dezvolți uh, viața și activitățile. Frica te închide în tine, însuți, și este realmente un mare pericol. Mi-aduc aminte că am vorbit cu un tânăr la un moment dat care a venit la consiliere și am fost uimit. Pentru prima dată am auzit pe cineva care mi-a spus mi-e frică. Și l-am întrebat de ce-ți e frică. Și mi-a zis nu știu. Dar mi-e așa de frică încât nu pot să dorm noaptea. Dacă nu am măcar o luminiță care să fie aprinsă, dacă este întuneric, mi frică. Nu știa să spună de ce, era pierdut, speriat și uh, ochii tulburi mi a dat seama că, într-adevăr, sufletul lui era cuprins de frică. Astăzi sunt oameni care uh, se tem de moarte, unii dintre ei nu iasă din casă. Alții s-au îndepărtat de membrii familiei, de frica morții. Acum, noi ca și creștini, ca și copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem de moarte. Moartea nu este un pericol pentru noi. Și moartea este un final natural al vieții pe care Dumnezeu ne-a dat-o, unora mai lungă, altora mai scurtă, în funcție de voia lui Dumnezeu, așa cum a considerat el că trebuie să ne dea, ani în viață. Dar moartea nu este un pericol, este finalul natural al vieții și mai mult decât atât, moartea este trecerea din viața aceasta într-o altă viață, într-o existență spirituală care ne apropie de Dumnezeu și un creștin nu trebuie să se teamă de moarte, mai ales că moartea a fost dușmanul pe care Domnul Iisus Hristos l-a înfrânt. Atunci când a murit pentru noi, și în viața a treia zi, Domnul Isus Hristos a înfrânt acest dușman care crea atât frică și panică în sufletele oamenilor. L-a înfrânt și pentru noi moartea din momentul acela nu mai este un pericol, nu mai este ceva de care să fugim. Și moartea, atunci când vine, când Dumnezeu îngăduie, este o plecare din lumea aceasta. Prin urmare, teama în viața unui creștin este total nepotrivită, este un pericol însă, iar noi ca să biruim această, acest pericol, frica, ar trebui să ne ancorăm viața în promisiunile lui Dumnezeu care este lângă noi și care ne spune adevărul despre lucrurile care pot să creeze teamă, astfel încât cunoscându-le, cunoscând acest adevăr, să nu ne mai fie frică. Un al doilea lucru pe care, un al doilea pericol pe care aș vrea să l aduc în discuție este înstrăinarea oamenilor unii de ceilalți. Dumnezeu ne-a creat ființe sociale și sociabile. Noi suntem oameni care avem nevoie unii de ceilalți. Trebuie să interacționăm unii cu ceilalți. Înstrăinarea este un lucru rău pentru noi oamenii perioada aceasta pe care noi o trăim, generația noastră se înstrăinează, de fapt oamenii generației noastre se înstrăinează unii de ceilalți. E atât de ciudat să vezi uh, cât de străini am ajuns unii față de ceilalți. Eram copil, mi-aduc aminte cât de sociabili erau oamenii. Se întrebau de sănătate, nu se cunoșteau. Mergeam în zonele rurale, la sat, zona, zonele de unde provin părinții mei uh, și eram uimit cum oamenii se întrebau pe stradă fără să se cunoască unde ai fost sau unde mergi. Uh, mi se părea de-a dreptul bizar să te întrebe cineva unde ai fost. Păi era o chestiune care nu interesează pe nimeni. Noi orășenii uh, începuserăm deja să uh, procesul ăsta de înstrăinare. Dar astăzi e atât de ciudat. Am locuit pentru câțiva ani la, uh, la bloc, într-un apartament. Și uh, era șocant că treceam uh, pe scară, la coborâre sau la oricare, pe lângă vreun vecin și unii dintre ei nici măcar nu răspundeau la salut. Străini, ca niște stafii, care treceam unii pe lângă alții. Șocant, auzeai de două ori uh, cheia cum se învârtea în ială, zdrang, zdrang și totul se termina. N-apucai să interacționezi, n-apucai să spui nimic și înstrăinarea asta uh, este un pericol. Omul însingurat ajunge uh, să ia razna. Omul însingurat ajunge să uh, vorbească singur <laughs> sau uh, uh, ajunge să creadă despre sine uh, lucruri ciudate. Deci ea Dumnezeu uh, ne-a lăsat în Scriptură modelul acesta așa de frumos, El însuși venea să discute cu primii oameni. În răcoarea zilei, Cartea Geneza ne spune, venea să stea de vorbă cu oamenii, să socializeze. Să comunice, să împărtășească. Mă imaginez că vorbeau lucruri extraordinare. Și asta ne arată că Dumnezeu a împlinit această nevoie a primilor oameni, iar nevoia aceasta a rămas în noi. Perioada aceasta aduce acest pericol în generația noastră, în străinarea. Trebuie să facem ceva, ar trebui să luptăm împotriva străinării, să ne intereseze pe unii de ceilalți, să ne căutăm unii pe ceilalți și să dorim să interacționăm unii cu ceilalți, ca nu cumva pericolul acesta să să ne distrugă din punct de vedere al Relației pe care trebuie să o avem unii cu ceilalți. Și aș mai spune, aș mai aduce în discuție un pericol care ne paște în vremea aceasta și generația noastră este pasibilă să cadă în, în pericolul acesta, și anume zona aceasta, lumea virtuală. Ni se spune să rămânem în casă pentru a fi protejați, e ok. Dar ce faci în casă? Dacă nu ești atent în casă, poți să stai ore în șir. În lumea virtuală, să te pierzi și să nu mai găsești drumul să te întorci. Acum, citim uneori și suntem șocați de faptul că există oameni care stau în lumea virtuală pe internet ore în șir. Am citit în presă despre tineri, adolescenți care au stat zeci de ore fără să mănânce, fără să se odihnească. Unii dintre ei au făcut lucruri groaznice după ce au fost scoși cumva de acolo și setați și sedați într-un fel de, de stat în lumea virtuală. Unii au făcut lucruri îngrozitoare. De aceea, pericolul acesta este acut și generația, în special generația tânără, dar am fost uimit să văd că și cei care sunt mai în vârstă au ajuns să butoneze așa de bine telefonul și uh, să trimită tot felul de uh, lucruri, mesaje, uh, una dintre ele folositoare, altele trăznite, ciudate. Uh, și asta îmi spune că oamenii stau mult în lumea virtuală. Uh, este un pericol dacă nu știm să gestionăm domeniul acesta. El este folositor pentru... Viața noastră uh, și ne ajutăm de internet uh, în multe feluri, dar uh, poate fi periculos să petrecem timp prea mult, să ne rupem de lumea reală, hai să spunem, în care trăim, și să uh, ne pierdem în lumea virtuală. Uh, asta înseamnă că multe din lucrurile pe care le avem în realitate. Uh, așa cum spuneam, interacțiunea dintre noi, uh, nevoile pe care le avem, uh, nevoile de bază, să spunem, ajung să fie neglijate. Și uh, această rătăcire uh, absurdă uneori în lumea virtuală, uh, cred că este până la urmă și uh, rezultatul unui gol pe care oamenii l-au în suflet. Ar vrea să interacționeze. Nu știu cu cine, sutele, miile de prieteni cu ghilimelele de rigoare, așa, pe care îi au uneori pe conturile de socializare, de fapt nu, nu, este altceva decât un strigăt după socializare, după avea pe cineva aproape cu care să împărtășească ceva, să mai dea cineva un like să-i mai dea o ciupitură, să arate că oh, știm că trăiești, știm că existi, știm că ești acolo. Strigătul acesta însă poate fi direcționat greșit, nevoia aceasta poate fi direcționată greșit și oamenii ajung să cadă prada acestui pericol și să se afunde tot mai tare în zona aceasta, în lumea aceasta și să nu mai știe drumul înapoi spre realitate, Spre ceea ce trăim în viața de zi cu zi, și uh, cred că uh, un om care încearcă să rămână echilibrat ar trebui să dozeze uh, domeniul acesta cu multă înțelepciune. Pentru că, cumva, pericolele acestea ne aduc aminte de perioada uh, în care ne aflăm. Vă rog să adresați o încurajare sau un sfat a celor care își dau seama că se află în aceste perioade. Unii poate se tem, alții încep deja să păstreze o distanță exagerată față de cei din jur și alții chiar sunt prea afundați în lumea, în lumea virtuală. Cum am putea să combatem aceste pericole? Le-a spune celor care ne urmăresc faptul că conștientizarea acestor pericole este primul pas. Apoi, după primul pas făcut, urmează schimbarea în viață, decizii concrete. Decizii, spre exemplu, de a se încrede, de a cunoaște și de a se încrede în promisiunile pe care le avem, în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, decizia de a se apropia de cei dragi, de a ține legătura cu ei, de a interacționa cu ei și decizia de a-și doza timpul astfel încât. Rătăcirea în lumea virtuală să fie tot mai mică din punct de vedere al timpului petrecut acolo, și astfel încât viața lor să devină echilibrată. Făcând așa, s-au făcut mulți pași deja, iar unul dintre ei ar fi să ceară ajutor, să se roage. Să ceară ajutor, în consiliere, din partea cuiva care ar putea să ajute, și în felul acesta aceste pericole vor putea fi depășite. Vă mulțumim tare mult că ne-ați împărtășit aceste gânduri și că, dincolo de faptul că ne-ați conștientizat de aceste pericole, ne-ați oferit și o soluție, un ajutor. Și vă, vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final și nu uitați până data viitoare să vă încredeți în Dumnezeu. O seară frumoasă!